Capesius, der Auschwitz-Apotheker, die Augenzeugen. Adam spricht. Sie treiben uns zu den Duschräumen. Ich sehe lohende Flammen in einem langen Graben, höre Kreischen, Kinder weinen, Hundegebell, Revolverschüsse. Die hohen Flammen verdecken hüpfende Schatten. Rauch, Flugasche und Geruch von versengten Haaren und Fleisch erfüllt die Luft. Es kann nicht wahr sein, schreit mein Nachbar. Kinder, Frauen, Kranke werden von deutschen Schäferhunden lebend in die Flammen getrieben. Eine Hitzewelle, dann Schüsse. Ein Rollstuhl stürzt mit einem Alten in die Flammen. Ein schriller Schrei. Säuglinge fliegen wie weiße Blumenkelchen hohem Bogen ins Feuer. Ein Junge läuft um sein Leben. Schäferhunde jagen ihn. Er wird in die Flammen gestoßen. Ein Schrei bleibt zurück. Eine Frau mit entblößter Brust stillt ihr Kind. Sie fällt mit dem Säugling in die Glut. Ein Schluck Muttermilch bis zur Ewigkeit. Adam hat es gesehen. Adam weiß es. Er weiß etwas, was wir nicht wissen und nie wissen werden. Aber er hat überlebt. Also weiß auch er nicht, was die Toten wissen. Und als Überlebter hat er Schuldgefühle. Schreiben hat ihm Überleben geholfen in Auschwitz. Er hat dort geschrieben. Deutsch hat er geschrieben. Adam, ich bin Deutscher. Sie haben mich zum Juden gemacht. Deutsch ist meine Muttersprache. Wenn ich nicht mehr konnte, wenn es so unerträglich wurde, dass ich am liebsten wie meine Leidensgenossen mit ins Feuer, mit in die brennende Menschengrube gesprungen wäre, dann schob ich es ihr zu, der Muttersprache, als könnte nur sie es heilen, sie allein. Hier ließ, ich kann es nicht vergessen. Und er reichte mir eines seiner Blätter mit der winzigen Schrift. Cred că ajunge. Și dumneavoastră ce sunteți? Adam, Adam e german. Dumneavoastră? Eu sunt sas. El e evreu. Neamț. Eu sunt sas neamț. Amândoi scrim în nemțești. Născut la 7 august 1934 la Sighișoara, unul dintre cei mai importanți scriitori germani ai momentului, Dieter Schlesak, a fost redactor al revistei literare de limba germană Neue Literatur de la București timp de 10 ani. În 1969, el a părăsit România definitiv, s-a stabilit în Italia, Toscana, provincia artelor al culturii europene milenare. Libertatea pentru Dieter Schlesak este un ingredient important al vieții, fără de care nu există artă. Este condiția sine qua non a scrisului. Libertatea interioară maximă, Dieter Schlesak o poate atinge pe mare sau în timpul exercițiilor de yoga pe care le practică zilnic încă din anii 70, la influența prietenului său de atunci, Emil Cioran. Ceea ce nu se vede este o lumină, un punct de lumină creat de spiritul tău, care se mișcă prin tot corpul, așa începe totul, și cu mantra care vibrează în, cu corpul tău, cu, cel, cu corpul secund, să zicem, cu corpul informațional. Și atunci sunt o sumedenie de imaginații care se realizează quasi
prin spirit în tine și cu sunt într-adevăr reale. Și important este să se deliberezi de toate gândurile și de corp și de timp și de spațiu în care trăiești în moment și să fii numai acolo. Aici, în Toscana, Dieter Schlesak a regăsit acel mod de viață apropiat de natură, de el însuși, care nu era posibilă nici în România ceaușistă, nici în sufocantele metropole occidentale. După achiziția casei din Aliano, a urmat cucerirea apelor, însă nu de mult adorata barca scriitorului a fost grav avariată. Acum, locul ei din portul Viareggio este gol, iar capitanul bărcii doar în poze o mai poate admira pe grațioasa Franschita. Să vedem o fotografie cum a fost, așa se vede ca o sculptură, într-adevăr, e foarte frumoasă și în opera Viva, partea care trăiește este cea care e în apă și se cheamă Opera Viva. O doamnă de 43 de ani, Franschita, bărcile au mereu nume de femei. Dar este și sentimentul acesta mai de o iubită quasi pentru o barcă, care nu poate să fie e feminină, barca. E o femeie. Așa. Asta am văzut, aici se vede. Dacă ești singur într-un golf, ancorat, singur, cu marea, cu vântul, te dezintoxici. E ca și o meditație. Dacă noi aici, de exemplu, mergeam numai 2-3 ore cu barca în mare, deja simțeai această liniște, că ești împreună cu vântul, cu marea și devii din nou normal. Nu cu stresuri, cu acest ritm și a muncii care ne distruge. Și în munca mea, eu mereu mă uit la ceas, n-am timp, am prea mult de făcut, chiar și cu mail-urile care te omoară în fiecare zi. Că ești legat de toată lumea și am 3 țări, 3 limbi, dar vin și din America, vin și din Franța, mail-uri și obligații și cu cărțile tale. Am prea mulți copii. Fiecare carte e ca și un copil care cere. Camera de lucru al scriitorului este locul în care sunt adunate nu doar cele 10.000 de pagini scrise de autor, dar și toate amintirile din alte vieți, din Sighișoara, din București, dintr-un colț al lumii numit acasă, de care Dieter Schlesak se simte și astăzi puternic legat. Camera mea, unde îmi petrec viața de 35 de ani, este și o icoană de sticlă pe care o văd în fiecare zi, crucea care am avut din mănăstirea Agapia, mulți ani înainte. De cojocul meu pe care l-am adus în 74, atunci când a fost ultima dată, și care este și care face și discută cu Michelangelo, cu unde am contribuit și eu la restaurarea Capelei Sixtine cu meditații poetice care sunt legate de scrieri tehnice de șeful a echipei de restauratori. Asta e textul meu despre lunete și textul restauratorului. Au restaurat 8 ani și eu am lucrat 4 la sus, foarte aproape de un foarte fericit am fost atunci.
este poate opera mea cea mai importantă. 3 volume de poezii, quasi. Aici sunt serile mele literare, și aici sunt 3 țări, asta în România, la Sibiu, și asta la Sibiu, asta e la Veneția, Rapallo, Germania, asta e bastonul bunicului meu, veterinarului, și ceea ce purta pe cap. Și aici e opera mea, toate cărțile, începând cu România aici și cu papucii. Papucii au fost la maică mea și a luat-o când am emigrat cu ea. Și a păstrat acești papuci până la când am împlinit 70 de ani, mi-a dat papuci. Aici am scris, în această cameră, am scris cel mai important roman al meu, care se numește Vaterlandstage oder die Kunst, und die Kunst des Verschwindens. Vaterlandstage este un citat din Hölderlin și, de fapt, în românește nu sună prea poetic și bun Zilele Patriei, dar e vorba de o altă patrie, e vorba de o patrie care putem să ajungem numai după schimbarea timpului și a spațiului și a conștiinței, adică după moarte. Este cealaltă patrie care o ajungem poate cu imaginație, cu poeziile, cu arta aici trăind. În românește a apărut această carte sub nume Zile acasă. Această carte, de fapt, mi-a ajutat să supraviețuiesc. Am scris în anii 80, începând cam cu 79, cu moartea tatălui meu, am început să scriu din nou, mai intens. Și am scris foarte mult despre amintirile mele, despre, de fapt, e o carte sighișoreană. Sighișoara, Germania, Italia, după aia și America, călătoriile. 6.000 de pagini am scris, au apărut numai 800 și restul e acolo, în dosarele acelea. Sunt cei 6.000 de pagini. Este istoria familiei, istoria și a vinei, adică cum a ajuns să devină naziști, dar este și dictatura comunistă și suferința în această dictatură. Este o reîntoarcere fictivă în România și, de fapt, punctul vulnerabil e și punctul de partență este o execuție, frica autorului. S-a îndrăznit să se reîntoarcă, a fost arestat, a fost și în vis executat, numai în vis. Când timpul execuției s-a oprit timpul și în timpul acela
a opririi a timpului real începe să scurgă toate amintirile între viață și moarte, dar e o execuție visată în închisoare, adică când a fost arestat, se trezește în momentul în care trebuie să moară și se întâmplă și mai rău. Nu e executat, dar e expulzat pentru totdeauna din patrie. Într-un loc de nicăieri și de nimeni. Și așa se termină cartea. Zile acasă este fără îndoială unul dintre cele mai importante romane ale lui Dieter Schlesack. În această carte, autorul, omul cu mai multe patrii și fără de patrie în același timp, caută o patrie mai profundă, o diasporă spirituală. Continuarea acestui roman, Capesius, farmacistul de la Auschwitz, este poate cel mai răsunător succes al autorului. A fost tradus deja în numeroase limbi, chiar și în limba română. Autorul se întoarce iarăși la rădăcini, la familie, la o istorie sighișoreană care i-a marcat profund existența. Capesius a fost un farmacist care a avut farmacia la Sighișoara. S-a născut la Roesmarkt, nu știu în românește cum se cheamă, lângă Sibiu, dar a trăit la Sighișoara și lui a fost a avut această farmacie Zur Krone, la Coroană, în Sighișoara. L-am cunoscut și ca băiat, mi-a dat bomboane în farmacia sa. Cunoșeam ca un bun unchi și după aia l-am revăzut în Germania. Știam de proces, știam că a fost farmacist, după aia la Auschwitz. Grozăvia e că el, cu toate că a cunoscut acești evrei care au venit din Transilvania în mai, începând din mai 44 până în octombrie, a fost culmea acestei acțiuni de distrugere a oamenilor, această Todesfabrik, fabrica morții. Vineau până pe 15.000 de oameni pe zi, imediatamente cazați. Și el, farmacist, avea ciclonul B și a făcut și el direct cazarea. Dar la selectare, fiindcă pe rampă se făcea selectarea cu un deget la stânga, la dreapta, la moarte sau la muncă, el a selectat așa cum trebuia și cum trebuia să facă, cum erau comenzile, cei care erau apți de muncă putea să meargă la dreapta și restul la stânga, adică bătrânii, copii, gravide sau bolnavi, imediat la gazare. Și așa el nimic n-a făcut, i-a gazat și pe cei care i-a cunoscut. Cam 30 de cărți, cred că sunt, cu traducere mai mult. Și cu cele nu au apărut, cele ce n-au apărut încă cam 10. Acum lucrez la ceea ce nu a apărut încă. Anul viitor trebuie să apară 7 cărți. Fructele. Se vede și marea. So, danke, Schatzi, danke.
Aber du bleibst jetzt auch hier, ja? Na gut. Komm, setz dich bitte. Lass mich nicht mit, nur mit dem Pünschen, mit dem Thomas allein. Mit dem Spiegel. Das ist ja... Das wird wahrscheinlich doch auf ein Gewitter rauslaufen, ne? Was sagst du? Na, vielleicht. Jedenfalls. Na? Schau, da im Wettereck, da kommt's. Da kommt's noch. Ja. Ja, ja, so, das ist... Es fängt an ziemlich zu winden schon. Und da ist auch schon. Am 18 waren doch die 40, dass wir hier sind. 35. 18 Mai waren 35 Jahre. Ja, 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 ja. 18 Mai, das ist schon ein Datum. Waren wir ganz schön verrückt damals. Kann man wohl sagen. Ich hätte auch schief gehen können. Ja, aber kommen im Februar, machen einen Vertrag und sagen den Leuten, bis 18 Mai müsst ihr da alles fertig haben. Mit einem Lastwagen voller Sachen. Ja, am 18. Mai waren wir hier. Ohne, dass wir telefoniert hatten, ohne, dass wir die Leute gefragt hatten, ist es fertig, das Haus? Kann man auch sagen, wir waren vielleicht ein bisschen naiv, gell? Wir waren naiv, ja. Obwohl ich Rumänien kannte und eigentlich Italien auch dazu rechnen konnte, haben wir es gewagt. Ich weiß auch nicht, was in uns gefahren war, dass wir uns nicht mal erkundigt hatten. Naja, damals war es auch mit dem Telefonieren wahnsinnig schwierig. Ja, es war schwierig, konnte man ja nicht direkt telefonieren, ja, da musste man immer übers Amt. Das ist wahr. Hat man den ganzen Tag und kein Telefonino, kein Mobiltelefon wie heute. Ist ja, also das hat sich ja dann wahnsinnig verändert, Mensch. Ja. Da kam das Telefon, dann kam das Fax, dann kam das Internet. Das ist auch noch nicht so lang. Naja, gut, aber das ist schon... Heute ist ja kein Problem mehr, auch mit den Manuskripten. Aber damals, Manuskript, wenn man die ganzen Manuskripte per Post schicken, abschreiben an meine Mutter, dann wieder her, dann konnten sie verloren gehen. Die Post hat nicht funktioniert und nichts. Dann dauert es einen Monat, bis man ein Manuskript nach Deutschland schickte. Ja. Oder in die Schweiz. Und jetzt braucht es vielleicht 3 Minuten. Heute machst du zack und das Manuskript ist schon... Über Mail. Über Mail ist es in ein paar Minuten ist es beim Verlag. Auch 500 Seiten habe ich schon geschickt. Naja, so nah ist dann... Hier waren wir isoliert und weit weg und jetzt sind wir überall verbunden. Naja, aber es kamen immer viele Leute uns besuchen. Zu viele. Im ersten Jahr sind wir am 18. Mai hier eingezogen und bis September waren wir keinen einzigen Tag allein. Immer waren Leute da. Alle wollten es sehen. Und wir mussten arbeiten, hatten keine Zeit. Die wollten Ferien machen. Die dachten, wir sind hier Ferien machen. In Italien. Die Performance war mal 12 Leute hier im Haus. Ja, haben auf dem Boden geschlafen und überall. Ah ja, das Tempi passati. Nehmen wir eben die guten Seiten. Na, die guten Seiten, dass wir jetzt frei sind. Eigentlich gar nicht mehr schuften müssen, sondern ernten. Ja. Das ernten, was wir in diesen vielen Jahren geschuftet haben. Auch die vielen Manuskripte. Und dann geht es ja anders. Ja, ja. Wollte ich aber wirklich dringend meine Sonnenbrille, es blendet so. Na. Wieso, du bist hier im Schatten? Es blendet trotzdem. Tre între tre țări, între trei limbi, între trei culturi, ca un fel de zwischenschaftler, care de fapt am fost de la început un străin acasă cu Caneamț în România și așa socrul meu la București m-a întrebat odată: măi, dar tu ce ești de fapt? Român nu ești, asta știu. Dar nici neamț nu poți să fii. N-ai fost niciodată în Germania. Cum poți să fii neamț și ești și nu ești, nu ești în Germania și n-ai fost în Germania? Tu trebuie să fii evreu. I-am spus, da, tată, sunt evreu, da. Toți poeții sunt evrei, cum zice Tsvetaeva, poeta rusă. Toți poeții sunt, se poetă jidă, când au țară, când au patrie.
și a citat de Paul Celan, acest tot poet, se poetă jidă. Zice, profesia noastră nu are pământ sub picioare. E un abis. Asta e.